bucur că sunt primul șef de guvern sau de stat al României care efectuează o vizită oficială la Riad, deși de 20 de ani avem relații diplomatice și cred că am pierdut mult timp până acum, pentru că Regatul Arabiei Saudite este cu siguranță un actor major în regiune și în lume și un posibil partener, nu doar politic, ci și economic pentru România. Am fost primit de către majestatea sa, regele, de către prințul moștenitor. Am discutat cu ministrul comerțului și, de asemenea, întâlnirile pe care le-am avut la nivelul decidenților economici au pornit de la faptul că o relație politică excelentă, relații economice foarte puține, pe care trebuie să le dezvoltăm și să le îmbunătățim. Investiții ale companiilor saudite în România și, de asemenea, potențial și posibilități pentru companii românești de a participa la proiecte care se desfășoară în Arabia Saudită. Cred că este un mesaj extrem de important de lansarea unei relații politice și economice de care România are nevoie și mă bucur că și față de România există cunoștințe, respect și interes din această zonă și trebuie doar să le folosim pe termen mediu și lung, să fim consecvenți și să fim extrem de pragmatici într-o relație în care respectul și seriozitatea contează foarte mult. Asta doream eu să vă spun. Dacă aveți întrebări legate de azi, dacă nu, legate de orice altceva, ca întotdeauna îmi face plăcere să vă răspund și la nivel formal și la nivel informal. În cadrul întâlnirilor cu, întâlnirilor cu decidenții economici, ce domenii de interes? Cu siguranță, în ceea ce privește România, am vorbit și deja se cunoșteau lucruri despre potențialul agricol. După cum știți, Arabia Saudită este un mare importator de produse agroalimentare, iar România, care și-a sporit capacitatea de a produce în primul rând, de a exporta, de a fi competitivă, are nevoie de parteneri de acest gen, companii care să vină să investească în agricultură și să exporte după aceea din România. Un mare interes aici, în Arabia Saudită, față de capacitatea unor companii românești sau chiar de instituții publice de a participa în ceea ce înseamnă dezvoltarea sistemului sanitar, de a participa la proiectele energetice, care știți foarte bine sunt de dimensiuni uriașe în Arabia Saudită. Și de asemenea am discutat despre interesul pe care să punem practic România pe harta Europei din punct de vedere investițional, pentru că deocamdată era foarte și este foarte puțin cunoscută pentru companiile din regiune, în ceea ce privește nu doar agricultura, energia, infrastructură și investiții imobiliare. Investiții care s-au făcut în alte țări din regiune, mai puțin în România, și unde există un potențial serios. Da, pentru că dacă vă uitați, companiile din Arabia Saudită au investit în anumite țări, în Turcia, în mod special, sigur, e un partener mult mai mare, încă câteva țări din regiune și foarte puțin în România. Ori, dacă nu ne prezentăm și nu ne promovăm noi și avantajele și dimensiunea noastră ca piață, potențialul, alții, de ce să ne promoveze pe noi? Se promovează pe ei înșiși, pe bună dreptate. Deci până acum, având în vedere că avem 160 sau 170 de companii cu totul prezente în, având acționariat saudit în România, vă dați seama, e foarte puțin. Dacă ne uităm, Turcia are 15.000 de companii în România cu capital și proprietari. La asta mă refeream. Pentru companiile de aici, lumea e foarte largă și toată lumea vrea capital și investiții. Ori noi trebuie să ne punem pe hartă investitorilor. Concret pe sănătate, am văzut că aici și domnul raport cu dumneavoastră și domnul Bănicio, am zis că ar fi interesat de proiectul Gerovital, având în vedere legăturile mai vechi cu fostul rege și Ana Aslan. Dacă ne puteți spune sau... Problema este ca noi să fim în stare să promovăm și să oferim condiții pentru turismul medical. Da, există încă o tradiție și e rămas o imagine bună
a României, Ana Aslan, facilități. Problema este că nu le avem prezentate într-un mod adecvat anului 2015. Transport, cazare, prețuri, oferte, pentru că ar fi cu siguranță interesul ar exista. De asemenea, fiind și domnul Arafat cu mine și vom discuta și în alte vizite, interesul pentru modul, pentru expertiza noastră în dezvoltarea sistemelor de intervenții în situații de urgență există și putem face parteneriate pe acest domeniu. Prim-ministru, există aplicații juridice în legătură cu posibile legate de investițiile Arabiei Saudite în România, dar fiind diferențele de legislație Uniunea Europeană și asta ar fi o întrebare. Și a doua, dacă discuțiile au avut și o componentă în ceea ce privește tehnic din industria militară, pentru că Arabia Saudită este un mare cumpărător de tehnică militară. Încep cu a doua întrebare, pentru că absolut necesar răspunsul va fi scurt. Da, evident că avem relații în ceea ce privește industria cu caracter militar. Este important ca noi să fim capabili să onorăm solicitările, pentru că, bineînțeles, Arabia Saudită este unul, dacă nu mă înșel, al doilea mare achizitor din lume. Ori problema este ca industria noastră militară să fie capabilă să ofere ceea ce se cere și avem niște proiecte chiar în derulare în acest sens. Referitor la cadrul juridic general, bineînțeles că noi trebuie să respectăm toate regulile europene, ceea ce ne dezavantajează când ne uităm la relații bilaterale. Aici ofertele sunt foarte clare, credite subvenționate de către guvern, sprijin pentru scutiri de taxe pentru companiile care investesc. Ori noi, după cum știți foarte bine, putem să facem aceste lucruri doar în limitele europene, fără a fi considerate ajutor de stat sau derogări de la legislația europeană. Cu toate astea, mă uitam, corporate tax-ul este de 20%, la noi este 16%. Deci, din punct de vedere fiscal, evident că suntem mai competitivi decât celelalte țări europene. Însă, cred că problema principală o reprezintă lipsa de promovare a României în ultimii 25 de ani în această țară și în această regiune. Am cam dispărut după 1990 și poate reușim cu această ocazie, mai ales că după vizita pe care o facem astăzi, într-un interval de timp am și discutat asta de a lansa un consiliu economic Arabia Saudită-România și ministrul economiei împreună cu președintele Camerei de Comerț și Industrie, care au fost amândoi, fac parte din delegație, urmează să revin aici cu un grup de oameni de afaceri din România și cu oferte mult mai concrete. Practic, noi am deschis drumul politic, să zic, însă sper să vină și partea economică după. Dar revenind la industria militară, vă rog, unde se situează? Nu pot să revin foarte mult, vă dați seama, din motive... Dar vreau să știu, măcar estimativ, unde se situează în momentul de față cererea și cu cât ar trebui să crească producția din țara astfel încât să satisfacă cererea. Cu mult ar trebui să crească, dar nu este doar o problemă cantitativă. Este o problemă și calitativă. Ori industria militară din România, nu toată, dar o parte importantă este rămasă în urmă din punct de vedere tehnologic. Ori Arabia Saudită este un client foarte bun și foarte serios, cât timp însă oferi tehnologia și calitatea așteptată din acest punct de vedere. Deci, repet, avem proiecte în derulare, trebuie să îmbunătățim capacitatea noastră de a le onora și din punctul ăsta de vedere am și lucrat, avem o strategie aprobată, investiții și avem cu siguranță un potențial foarte mare. Important este să putem noi să răspundem așteptărilor. În ceea ce privește balanța comercială, s-a stabilit o țintă, nu știu, să ajungem la un miliard în 5 ani, miliard de dolari. Deocamdată avem schimburi foarte reduse, câteva sute de milioane și sigur, dacă ne uităm la balanță, ar trebui să fim mulțumiți că e 95% sunt importuri din România și
Dar în realitate problema e că e foarte redusă pentru o țară cu economie așa cum e Arabia Saudită și așteptările noastre. Când am prezentat potențialul în agricultură, am vorbit de faptul că anul trecut România a exportat de aproape 10 miliarde de euro. Ori noi exportăm aici de câteva milioane, o piață importantă și și o piață foarte bună, pentru că se plătește imediat, nu sunt probleme. Deci, cred că scopul principal este de a reafirma un sprijin politic și o relație politică, pentru că, evident, am abordat și problemele din regiune și am spus foarte clar că am înțeles și susținem poziția și acțiunile Arabiei Saudite în regiune și ale aliaților săi. Însă, mai departe, trebuie să facem mai mult pentru dezvoltarea relațiilor economice, pentru că cred că e mai avantajos pentru noi, în primul rând, să dezvoltăm aceste relații. Ei au parteneri toate țările dezvoltate din lume, fiind, evident, un atât de mare producător de resurse energetice. E și mai mult în avantajul nostru să dezvoltăm aceste relații, pentru că, cu siguranță, balanța va fi tot timpul în favoarea noastră. Și nu invers. În privința investițiilor imobiliare, s-a exprimat interesul privința unui proiect anume, s-a discutat ceva concret în acest sens? Sau... Nu. Doar la un nivel de principiu, faptul că există mari companii cu capital saudit care au investit în anumite țări europene în domeniul imobiliar și că dacă avem oferte serioase, sunt interesați. Deocamdată noi n-am știut să promovăm aceste lucruri. Și cu siguranță o parte din oferta economică care se vor întoarce aici peste o lună se va referi și la așa ceva. Ei sunt investitori importanți în zona imobiliară, în real estate, dar toată lumea vrea să vândă real estate. Dacă nu promovezi, n-ai cum să vină cineva așa doar din întâmplare în România. Dar există un interes de principiu. Și în privința domeniului energiei, aceeași întrebare și-a exprimat interesul asupra unui proiect anume pe partea hidro, de cărbune. N-am discutat în mod concret de asemenea proiecte pentru că trebuie să vină reprezentanții companiilor. Însă, după cum știți, aici suntem în inima unei țări sau a unei regiuni care, din punct de vedere energetic, primește investiții. Și, din punctul ăsta de vedere, am discutat doar despre experiența companiilor românești care și activează, de altfel, în regiune, în special în ceea ce privește forajul offshore. Da. Au și aici investitori și tehnologie, adică firmele românești trebuie să fie foarte competitive ca să răzbească, să nu credeți că nu vine nimeni. Din potrivă, vin toate marile companii din lume, se află aici. Vă rog. Da. Despre cadouri, nu știu dacă e frumos să vorbesc eu, o să vă informez exact, respectând tradițiile și de ospitalitate atât de bine cunoscute. Și, repet, am fost foarte bucuros și onorat de faptul că la primirea la rege a fost prezent și noul prinț moștenitor, care este și ministru de interne și care are dificila sarcină de a asigura securitatea internă. Adică combaterea terorismului, am și vorbit despre faptul că România este implicată și sprijină alături de partenerii noștri toate eforturile pe care le face și Arabia Saudită și alte țări de a combate rețelele internaționale de terorism. Schimbând informații, lucrând împreună, că într-o lume atât de deschisă cum e astăzi, nu se poate combate terorismul decât prin colaborare între instituțiile și statele care o fac și din punctul ăsta de vedere cred că primirea a fost nu doar la cel mai înalt nivel, dar a fost o atenție specială pentru care sunt recunoscător. Domnule prim-ministru, vă rog, puteți să ne spuneți de cât timp se pregătește această vizită aici? Pot să vă spun. Contextul în care, după dumneavoastră, va veni aici președintele Franței în 4-5 mai și la câteva zile toți monarhii din țările de cooperare al Golfului
sunt invitați la Casa Albă. Deci este o agendă foarte complicată și complexă aici, din punct de vedere diplomatic și politic. Cu siguranță am început demersurile anul trecut, pentru că România nu a fost prezentă în această regiune la nivel politic foarte înalt. Cea mai, să zic, importantă vizită a unui oficial român a fost la nivel de ministru de externe, într-o țară, Arabia Saudită, în care vin toți șefii de state din primele țări ale lumii, adică categoric o țară importantă și un partener fundamental și pentru Statele Unite ale Americii și pentru Franța și pentru ceilalți. Demersurile au luat un anumit timp și pentru că a fost agenda politică din România de anul trecut și pentru că, știți foarte bine, aici a existat o succesiune și m-am bucurat foarte mult că la puțin timp de la urcarea pe tron a noului rege s-a confirmat această vizită. Cred că e un semn de interes pentru România și nu trebuie să pierdem această oportunitate. Repet informația pe care v-am spus-o, sper să se confirme, dar o am de la ministru Dușa, faptul că cei 4 militari români din Afganistan care au fost răniți de dimineață, 2 dintre ei au și părăsit spitalul, sunt deci în stare foarte bună, ceilalți 2 au rămas doar pentru observații, slavă Domnului că nu a fost nimic mai rău și mă bucur foarte tare că nu am avut noi victime în prezența noastră în Afganistan. Sper că aceste vești bune pe care le-am primit de la ministrul apărării să se confirme, la fel cum îmi doresc ca veștile bune legate de toți românii care au fost prinși în cutremurul din Nepal să de asemenea se confirme și să se întoarcă toți sănătoși și bine acasă. Autoritățile noastre au ținut legătura tot timpul cu cei prezenți la fața locului și am făcut toate eforturile și demersurile care țin de noi. Repet, veștile până acum sunt bune, îmi doresc doar să se confirme și să fie toată lumea teafără și nevătămată. La celula de criză curăpitul din Burkina Faso, aveți vreo vești? Vești am în fiecare zi și de acolo. Dar așa cum cu siguranță știu un fost președinte al României, ar fi chiar o crimă să vorbești în fiecare zi dezvăluind niște lucruri confidențiale și care dacă le dezvăluie ar putea chiar să pună în pericol grav viața și integritatea cetățeanului român. Facem eforturi în continuare, discutăm cu toți partenerii noștri și nu vom comunica decât ceea ce este sigur și ceea ce este de natura nu pune în pericol viața celui răpit. Altfel, din toate datele pe care le avem acum, da. Dar, repet, e un domeniu în care, dacă facem exces de comunicare, s-ar putea exact să facem cea mai mare greșeală. Și sunt convins că oameni care au ocupat funcții importante în statul român știu acest lucru. Adică show-ul cu mâini ridicate la aeroport aparține trecutului. Hai să sperăm că reușim să-l avem cât mai curând acasă, dar pentru asta lucrurile trebuie desfășurate conform by the book. Că altfel, o greșeală în acest domeniu înseamnă consecințe foarte grave. Când avem ceva concret și sigur și care nu pune în pericol viața celui în cauză, atunci cu siguranță vom comunica.